Bună seara, bine v-am regăsit, începe emisiunea de ale Buzeanului. Alături de mine în această seară este doamna doctor Nadia Oprea, medic cardiolog. Doamna doctor, bună seara, bine ați venit, vă mulțumesc. Bună seara, bine v-am regăsit. Este o perioadă în care știu că aveți multe de făcut și vă mulțumesc că v-ați făcut timp să veniți și la noi, dar întrebările sunt multe și de altfel problemele celor care au boli cronice. Vreau să vorbim puțin despre momentul în care ați ales sau a trebuit să vă reîntoarceți la Râmnic, pentru că nu mai faceți parte din echipa Spitalului Județean de Urgență Buzău, așa e? N-aș putea să spun că nu mai fac parte neapărat. Cred că suntem colegi în continuare și colaborăm. A fost o decizie la nivelul conducerii celor două unități. S-a considerat că este nevoie la momentul acesta de mine ca și șef de secție la Spitalul Municipal, pentru că suntem înscriși în procesul de acreditare și urmează procesul de acreditare. Și prin prisma acestui fapt nu s-a acceptat transferul, prelungirea transferului în următoarea perioadă. Dar noi colaborăm în continuare cu colegii de la Spitalul Județean, din toate specialitățile, fără niciun fel de problemă. Ne-am arătat disponibilitatea de a ajuta în condițiile în care vor fi depășiți de numărul de internări și putem să-i ajutăm la spitalul din Râmnicu Sărat cu preluarea pacienților, fără niciun fel de problemă. Prin urmare, colaborăm în continuare cu colegii de la UPU când au nevoie, fără niciun fel de reținere. Înțeleg că la Spitalul Județean din Buzău a rămas un singur medic pe secția de cardiologie, da? Doamna care s-a întors de altfel de la pensie, din pensie. Da, nu știu detalii prea multe. A rămas doamna doctor la momentul când am plecat eu de acolo. Probabil că se fac demersuri să mai găsească ajutoare. Nu mai știu detalii în sensul acesta. E important faptul că nu ați ales dumneavoastră să plecați. Cei de la spitalul din Râmnic nu v-au mai permis detașarea la Buzău, tocmai din cauza procesului de acreditare prin care trece spitalul, nu? Nu cred că a fost o chestie forțată, pur și simplu, pregătirea pentru procesul de acreditare este o pregătire pe perioadă îndelungată, este o muncă de echipă care se face la nivelul tuturor secțiilor, de la asistenți, de la infirmiere, de la medic șef de secție, până la conducerea unității și atunci, fiind o muncă de echipă și la nivelul fiecarei secții, e nevoie de coordonare și cred că prin prisma acestui fapt a fost luată această decizie. Nu a fost nicio problemă nici din partea mea, nici din partea celor de la Buzău, nici din partea celor de la Râmnic. Consider că este de datoria noastră să facem ce se poate să meargă în continuare și Spitalul Municipal Râmnicu Sărat. Noi cred că ne-am dat silința și ne dăm silința în continuare. Prin urmare, nu cred că a fost o decizie de rea voință, să spun așa. Dar în viitor, probabil nu foarte apropiat, dar în viitor ar mai fi posibil să reveniți la Spitalul Județean? Nu știu, nu mi-am pus problema. Momentan trăim prezentul. Vor veni sărbătorile, nu știu ce va urma. Prezentările cred că sunt din ce în ce mai multe acum că a venit frigul și vreau să vă întreb care este relația între temperaturile scăzute și problemele celor care au boli pe această ramură de cardiologie. Da, într-adevăr, perioada rece, să spunem, toamnă-iarnă, anotimpul iernii, vine cu temperaturi scăzute, ceea ce favorizează vasoconstricția și implicit agravarea bolilor cardiovasculare. Și vorbim aici despre angine pectorale, care pot fi angine de efort, angine instabile, până la infarctul acut de miocard și, într-adevăr, ne așteptăm la o creștere a frecvenței acestor pacienți la camera de gardă, cum am întâmpinat și în anii trecuți și, nu în ultimul rând, și o decompensare a insuficiențelor cardiace din diverse cauze. Care sunt metodele pe care ar trebui prin care ar trebui să se apere o persoană cardiacă în iarnă, în primul rând? La momentul acesta încă nu avem temperaturi foarte scăzute afară și am fost cumva bucuroși din punctul acesta de vedere. Am avut o toamnă lungă și frumoasă.
Dar ne așteptăm ca măcar de la 1 decembrie încolo temperaturile să scadă. Sigur că pacienții cu afectare cardiacă, coronarienii cunoscuți, cei cu infarcte de miocard în antecedente, cei care sunt cunoscuți cu angioplastii, cu stenturi, ar trebui să evite expunerea la temperaturile extreme, mai ales când temperaturile încep să scadă sub 0 grade și atunci să evite mersul la piață dimineața, cum se întâmplă de obicei în cazul pacienților vârstnici, a pensionarilor care sunt mai matinali și încearcă să plece la orele cât mai matinale din casă. Și nu în ultimul rând să iasă pregătiți din casă, adică să fie îmbrăcați bine, să fie îmbrăcați corespunzător cu temperaturile de afară și, de ce nu, dacă au ajutoare, copii, nepoți, să evite ei ieșirea în această perioadă și să apeleze la ajutorul familiei, evident. Care este mecanismul prin care frigul ne afectează inima? Cum am spus mai devreme, vasoconstricția este mecanismul principal, pentru că la temperaturi scăzute vasele se contractă, prin urmare scade volumul de sânge care ajunge la în periferie, la nivelul organelor, necesarul crește, ori aportul este scăzut. Și atunci, prin prisma unui aport diminuat, se produce ischemia la diverse niveluri. Dacă vorbim de infarct miocardic, angină pectorală la nivelul miocardic, dacă vorbim de periferie, arteriopatie periferică, de exemplu, că și acolo unde avem un aport diminuat față de o cerere crescută, vorbim de ischemii periferice. Deci, cumva, este un dezechilibru între necesar și aport. Care sunt primele semne care ar trebui să ne conducă la medic? Primele semne ar fi multe, totuși, ca să nu provocăm cumva o isterie și toată lumea să se prezinte la camerele de gardă, în cazul pacienților cu angină pectorală, vorbim de durerea precordială, care poate să fie sub diferite forme, dar există o durere precordială tipică ce poate iradia către membrele superioare, către baza gâtului, dar nu întotdeauna pacienții cu sindrome coronariene au durere precordială. Putem avea echivalentul de angină, pot veni pacienți care sunt dispneici și în termeni populari senzație de lipsă de aer. Putem avea în cazul pacienților diabetici la fel. Pacientul poate să nu prezintă durere și poate să vină cu o oboseală accentuată, cu o senzație de sufocare sau chiar cu durere la nivelul membrelor, o simptomatologie total atipică în cazul pacienților diabetici. Iar pentru infarct, care e semnalul de alarmă? În general, la infarctul de miocard, durerea precordială este intensă, intensitatea acesteia este mult mai mare, iar dacă în cazul anginelor pectorale durerea precordială poate să dureze 10-15 minute sau apare, dispare, în cazul infarctului de miocard, durerea, pe lângă această intensitate, și durata este mult prelungită. Și atunci, în cazul în care pacienții care sunt cu angină, de obicei cunosc faptul că trebuie să ia anumite medicamente în criză, iar dacă folosesc frecvent acel medicament recomandat de medic și durerea nu cedează, atunci trebuie să se prezinte la o cameră de gardă, undeva să fie evaluat o electrocardiogramă. De ce spuneam să nu provocăm o isterie? Pentru că pot fi multe cauze de durere toracică și atunci trebuie să faci un diagnostic diferențial. Sigur că dacă este o durere nou apărută, ceva care nu ți se pare în regulă, o intensitate crescută merită și trebuie să te prezinți la o cameră de gardă. Dar dacă există o durere atipică, eu știu, o înțepătură, o arsură, acești pacienți se pot adresa în primă instanță și medicului de familie, care acum sunt foarte mulți medici de familie care pot să efectueze o electrocardiogramă acestor pacienți și atunci la primul impact pot să-și dea seama și dumnealor și pot orienta pacientul mai departe către evaluare, ori către cameră de gardă, ori către un cardiolog în ambulator, depinde și de ceea ce evidențiază electrocardiograma și, de ce nu, de anamneza pacientului, de ceea ce discută la nivelul cabinetului, pentru că și aici trebuie interpretat în context clinic. Spuneam de diagnostic diferențial, da, putem avea, eu știu, o durere de tip gastrită, care
poate fi tot o durere precordială, dar cu alte caractere, o durere osoasă, o durere de coloană vertebrală, caractere care trebuie interpretate în funcție de ceea ce povestește pacientul și de interpretat și corelat cu expresia electrocardiogramei. Electrocardiograma este o evaluare de rutină. Nu costă foarte mult, nu costă mult deloc și atunci nu te influențează cu nimic în sens negativ, nu este invazivă, nu te doare, nu folosești niciun fel de substanță care să facă rău organismului și atunci ea este menită doar să te ajute în stabilirea unui diagnostic diferențial. Bun. Spuneam, revenim puțin la temperaturile scăzute, pentru că, într-adevăr, nu e încă atât de frig pe cât va fi în decembrie, dar schimbările bruște de temperatură, adică dacă ieșim dintr-o casă încălzită în frigul de afară și aici pot apărea probleme, sau doar dacă suntem expuși la frig mai mult timp? Sigur, acum depinde de toleranța și de gradul de adaptabilitate al fiecărui pacient în parte. Este bine de evitat extremele, că dacă ești de la plus nu știu câte grade ai în casă, la minus 10, 15, 20 câte sunt afară, clar că timpul de acomodare al organismului, de termoreglare, trebuie să ținem cont și de acest aspect. Deci de evitat temperaturile extreme și de trecerea bruscă de la o temperatură foarte mare la o temperatură foarte scăzută. Acum sperăm să avem și noi o iarnă blândă, la fel de blândă și frumoasă cum a fost și toamna. Ar fi minunat, da. Revenind la cauze, ieri a fost Ziua Mondială a Diabetului. În Buzău am avut și o campanie gratuită de testare a glicemiei și am văzut că foarte mulți oameni au mers să își verifice glicemia, până la urmă conștientizarea problemelor care pot apărea sau care există deja, cred că e un pas important. Sunt, bănuiesc, relații între diabet și problemele care pot apărea în cardiologie, nu? Cu siguranță patologia este intricată, iar pacienții diabetici sunt expuși bolilor cardiovasculare. Riscul cardiovascular este mult crescut, undeva de 3 ori, adică un pacient care este diabetic are un risc de 3 ori mai mare de a face evenimente cardiovasculare decât un pacient care nu are afectare prin, nu este diabetic. Și cum spuneam mai devreme, pacientul diabetic are pragul durerii mult diminuat. Iar aici putem avea evenimente coronariene fără ca pacientul să știe, fără să aibă durere, mai ales că acești pacienți se prezintă destul de târziu la spital, chiar și prin pentru evaluarea unei glicemii, să constați că ai sau nu diabet, pentru că, din păcate, la noi partea de screening, partea de prevenție încă nu funcționează cum trebuie. Și atunci, dacă pacienții ar fi educați, și noi, ca națiune, dacă am fi educați să ne facem analizele mult mai des, am putea depista această afecțiune mult mai repede. Din păcate, și la noi, și la Râmnic, și la Buzău, zona noastră, avem o incidență foarte crescută a diabetului. Și, cum spuneam, afectarea cardiovasculară este mult crescută în cazul acestor pacienți și, de ce nu, gradul sau severitatea afecțiunilor este mult mai mare în cadrul acestei grupe de pacienți. Pentru noi evaluăm, în evaluarea pacientului, evaluăm riscul cardiovascular. Și în cazul acestor pacienți, pacientul cu diabet și boală cardiovasculară se încadrează din prima la un risc cardiovascular foarte înalt. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că el este expus, are un risc foarte înalt de a dezvolta afecțiuni cardiovasculare, cardiace sau neurologice sau periferice în următorii 5-10 ani în funcție de parametrii pe care îi introducem în calculul riscului cardiovascular. Spuneați că de multe ori persoanele care au diabet nu simt durerea. De ce? Da, pentru că prin prisma neuropatiei diabetice și vorbim de pacienții care sunt depistați foarte târziu, care sunt decompensați metabolic, pragul durerii este mult diminuat prin apariția neuropatiei diabetice și atunci acești pacienții descoperim ca fi având un eveniment coronarian în antecedente la un control de rutină pe o electrocardiogramă. Dacă avansez cu investigațiile, pot să descoper că și ecografic are niște modificări, că are o disfuncție de ventricul stâng, are un grad de insuficiență cardiacă. Și dincolo de afectarea aceasta, pacienții diabetici, din păcate, ajung
cu afecțiuni periferice, vasculare periferice severe, prin prisma arteriopatiei diabetice. Pentru că diabetul, se spune în popor că nu se moare de diabet, ci se moare prin complicațiile diabetului. Pacientul diabetic ajunge să facă nefropatie diabetică, adică afectarea funcției renale, retinopatia diabetică, afectarea ochiului, cardiopatie ischemică, afectarea coronarelor, neuropatia diabetică, arteriopatia diabetică, acești pacienți ajungând să se prezinte cu ulcere la nivelul membrelor inferioare, pentru că, la fel, prin scăderea pragului de durere, ei sesizează foarte târziu că au o leziune mică la un deget sau nu o iau în seamă și atunci neglijează acest aspect și ajung la medicul chirurg sau medicul diabetolog sau un medic internist sau chiar și la medicul de familie, când se descoperă practic că de fapt acolo este o necroză, o ulcerație și de acolo începe distracția între ghilimele. Adică aici ar trebui să avem mult mai mare grijă, să fim mai atenți la semnele cât de mici ale afectării diabetologice prin prisma glicemiilor crescute practic și să nu evităm să ne adresăm medicilor de orice specialitate care ulterior ne pot orienta pentru evaluare suplimentară. Aș menționa aici faptul că o simplă evaluare a indicelui Glasner-Bratz ne poate orienta către o afectare periferică arterială. Este o investigație la fel cum este și electrocardiograma, neinvazivă, nedureroasă, care costă puțin și care ne dă indicii importante asupra circulației arteriale. Această evaluare se poate face la orice cabinet de medic de familie, la orice cabinet de investigații paraclinice dintr-un ambulator de spital și ulterior, în funcție de această valoare interpretată de către un medic, se poate stabili dacă există o afectare periferică, dacă are indicație de evaluare mai departe, dacă, în funcție și de patologia pacientului, dacă este simptomatic sau asimptomatic. Această investigație ce presupune exact? Această investigație presupune exact evaluarea tensiunii arteriale la nivelul membrelor superioare și inferioare și se face un raport. Dacă raportul respectiv este peste 0,9, este o valoare normală și un semn că circulația arterială la nivelul membrelor inferioare este normală, dacă acest indice Glasner-Bratz se găsește sub 0,9, atunci se recomandă investigații suplimentare, respectiv o ecografie Doppler arterială de membre inferioare, care la fel este o investigație neinvazivă, este o ecografie vasculară, și în funcție de care se poate stabili exact dacă există o leziune și la ce nivel există o leziune și dacă pacientul respectiv are indicație de a efectua mai departe o arteriografie, care de-abia atunci este o evaluare, o investigație care presupune substanță de contrast și care e o investigație invazivă, dar care poate ajuta pacientul dacă se impune o implantare de stentodilatare. Deci sunt niște pași care într-un final, aceste investigații, de fapt, scopul final al lor este de a salva membrul pacientului, pentru că, din păcate, pacienții diabetici cu aceste leziuni, care ajung în stadii finale, ajung la amputații. Și, de regulă, amputațiile nu sunt doar de deget, de regulă, amputațiile ajung să fie amputații înalte de coapsă, ceea ce sunt invalidante pentru pacienți și pentru calitatea vieții și pentru familie și, de ce nu, pentru confortul psihic, pacientul fiind dărâmat din prima, când îi spui aveți indicație, îmi pare rău, nu putem să mai facem nimic, aveți indicație de amputație. Adică este foarte important să ne disciplinăm un pic noi ca și națiune, în primul rând să mergem, să ne facem investigații periodic, să mergem la evaluare medicală, de orice specialitate, internist, cardiolog, medic de familie, cred că trebuie să nu ocolim medicul de familie, tocmai pentru a evita aceste neplăceri. Ce înseamnă control periodic? E de ajuns o dată pe an să verificăm starea sănătății sau mai des? Acum depinde.
Depinde și de vârsta noastră, depinde și de factorii de risc asociați, că dacă ai 30 de ani, cred că este ok să mergi chiar și la 2 ani. Dar dacă ai 30 de ani și ești fumător, ești dislipidemic, ești obez, ești diabetic, atunci nu este ok să mergi la 2 ani, da? Deci, în funcție de factorii de risc asociați, de evaluarea acestui risc cardiovascular pe care l-am menționat la început, noi stabilim periodicitatea la care ar trebui să se prezinte la un control medical pacientul din fața noastră. În afară de diabet, sunt și alte boli asociate care pot agrava problemele cardiologice? Sigur, am vorbit și data trecută când ne-am văzut despre factorii de risc cardiovasculari. Vorbim despre fumat, vorbim de hipertensiune arterială, diabetul l-am menționat, dislipidemiile, ce înseamnă acest lucru, valoarea colesterolului și trigliceridelor serice și a fracțiunilor acestora. Și aș menționa și aici faptul că încercăm și ducem o luptă cu pacienții noștri, pentru că mulți vin cu valori crescute, încercăm să-i educăm și prin prisma schimbării modului de viață și prin tratament. Ori, la un moment dat, ei se pierd pe drum. De ce? Pentru că iau o lună, două tratamentul, văd că își reduc valorile acestor parametri și spunea, eu nu mai am nevoie, am colesterolul bun, nu știu de ce îmi dă doamna doctor mie tratament de colesterol. Ori nu este așa, pacienții care au afectare cardiovasculară, care sunt cu risc crescut, ar trebui să ia această medicație recomandată de medicul specialist perioadă îndelungată, tocmai pentru că trebuie să stabilizăm acest proces aterosclerotic și tocmai pentru că odată ce întrerupem tratamentul, vom reveni de unde am plecat. Și vorbim mai ales de pacienții care au avut un eveniment coronarian sau cardiovascular în general și unde vorbim despre partea de prevenție secundară și vorbim și de pacienții care nu au avut un eveniment coronarian sau vascular, periferic, neurologic și atunci vorbim de prevenție primară. Adică un pacient care este obez, diabetic, dislipidemic, aceluia nu îi dăm medicație ca să prevenim să facă un accident vascular cerebral, un eveniment cardiac embolic sau ischemic, iar celorlalți tocmai ca să prevenim recurența evenimentului la care a fost supus anterior. Spuneați mai devreme și ați punctat foarte bine că în România nu prea avem nici programe de screening, nici nu stăm prea bine cu prevenția. Cred că ar fi bine să pornească totul de la minister, adică să fie programe prin care pacienților să li se ofere gratuitate pentru anumite investigații periodic, dar ce ar trebui să facem noi, așa fiecare în parte, astfel încât să prevenim și nu să tratăm? Da, cred că se pornise la un moment dat și cred că se fac eforturi la nivelul acesta pentru a merge în continuare cu screeningul. Mai primim și acum pacienți care spun că mi-au mai făcut analize acum, știți, când se făceau analizele obligatorii. Din păcate, au trecut niște ani, mulți ani de atunci, da. Ce trebuie să facem dacă avem în familie părinți, frați, rude de gradul 1 cu afectare cardiovasculară? Clar că ar trebui să ne îngrijoreze și pe noi puțin și dacă asociem și noi dintre factorii de risc pe care i-am menționat, ar trebui să ne controlăm periodic un set de analize cu care să mergem la medicul de familie și ulterior, dacă dumnealui vede ceva în neregulă, să-l trimită către specialist. Sigur, dacă ai un simptom care nu ți se pare regulă, care ceva nu a apărut de asemenea, trebuie să te adresezi medicului. Trebuie să încerci să ai și tu un stil de viață normal și sănătos. Care înseamnă ce în zilele noastre? În zilele noastre înseamnă să evităm stresul, ceea ce este mai greu. Pentru că suntem cu toții supuși stresului de zi cu zi. Să încercăm să facem mișcare, să ne lăsăm de tutun, să încercăm să ne reglăm glicemiile, valorile glicemice, dacă știm că avem o glicemie la limita superioară sau chiar crescută sau chiar suntem diabetici. Este foarte important acest echilibru al organismului și echilibru al nostru până la urmă. Adică dacă trăim la extreme și ne place să mâncăm, să consumăm, alcool, băuturi dulci, carbogazoase, atunci și sedentarismul și cu această alimentație nesănătoasă, clar că nu ajungem niciunde într-un loc sănătos.
E adevărat că probabil foarte mulți se gândesc că au avut un astfel de stil de viață și până acum și nu li s-a întâmplat nimic, adică au mai făcut excese, dar probabil că se decontează la un moment dat, nu? După ce vârstă apar problemele? Sigur, în general, după vârsta de 40 de ani, suntem supuși cumva unui risc mai mare și se mai întâmplă și un aspect, ceea ce am observat în ultima perioadă. Avem pacienții peste 40 de ani, sau nu neapărat pacienții peste 40 de ani, bărbații peste 40 de ani, care spun vreau să fac mișcare, vreau să-mi schimb stilul de viață, care nu au făcut nicio mișcare până la vârsta respectivă, sunt supraponderali sau obezi sau hipertensivi unde nu știu și încep să se ducă la sală din prima. 40, 45 de ani, 50 de ani, chiar și mai în vârstă. Și aici aș vrea să fac o precizare, că nu este chiar sănătos sau nu este chiar prudent să se ducă așa cu capul înainte. Mi-aș face o evaluare înainte, ori la medicul specialist, ori la un medic de familie, o electrocardiogramă măcar, să vezi o toleranță la efort, adică dacă ai fost sedentarist și până la 50 de ani n-ai făcut nicio mișcare și ai avut toate viciile posibile și imposibile, de la 50 de ani să te duci direct la sala de sport și să faci eforturi supraomenești, că vrei să-ți depășești cumva condiția, mi se pare un pic exagerat și imprudent pentru persoana respectivă și am avut cazuri și atunci aici aș trage un semnal de alarmă. În rest, putem să ne facem evaluări periodice, putem să umblăm singuri și am observat și pacienți care au venit singuri și și-au impus și s-au dus la nutriționist și au reușit să scadă în greutate în 5-6 luni cu ajutorul nutriționistului. Deci se poate, cu voință și cu ajutor, evident. Deci nu vei putea să rezolvi nimic și să realizezi nimic și dezorganizat și fără să fii un pic condus de către cineva specializat. Vorbeam despre vârste și îmi spuneați, mi-ați dat exemplul bărbaților care la o anumită vârstă fac eforturi și ar putea fi nociv pentru inimă. Știu că în cazul femeilor problemele cardiologice pot apărea din momentul în care intră la menopauză, e adevărat, din cauza hormonilor sau echilibrul hormonal care se schimbă. Sigur că da, avem incidență crescută în cazul bolilor cardiovasculare și la femei, frecvent după instalarea menopauzei, prin prisma protecției hormonale pe care o menționați și dumneavoastră. Și acolo ne confruntăm cu aceiași factori de risc, evident, însă încercăm să fim cumva echilibrați și să recomandăm pacienților noștri și pacientelor de orice sex ar fi dumnealor să meargă pe un stil de viață sănătos și, de ce nu, dacă au avut un eveniment cardiovascular, să urmeze sfaturile medicale, să meargă periodic la control. Trebuie să ne oprim pentru o scurtă pauză de publicitate, revenim însă în câteva minute. Continuă emisiunea de ale Buzoianului împreună cu doamna doctor Nadia Oprea, este medic cardiolog și vreau să vorbim despre perioada care se apropie, perioada sărbătorilor, doamnă doctor. De fiecare dată vedem că crește foarte mult numărul celor care se prezintă la camera de gardă, la unitatea de primiri urgențe. Care sunt problemele asociate bolilor cardiologice care pot apărea în perioada sărbătorilor de iarnă? Știm că de Crăciun, oricum, preparatele sunt mult mai nesănătoase decât în restul anului, nu? Da, personal îmi place să vorbesc de perioada sărbătorilor așa mai frumos. Da. E o perioadă dragă mie, perioadă dedicată cumva mai mult familiei, pentru că în timpul anului stăm destul plecați de acasă și la serviciu. Dar, într-adevăr, ne așteptăm să crească și în această perioadă incidența prezentărilor prin decompensări cardiace. De ce? Pentru că e perioada când pacientul sau populația în general, nu neapărat pacienții, consumă alimente și fără număr și mai sărate și mai grase, adică cumva o depărtare de tot ce am vorbit până acum de stilul de viață sănătosic. Sigur, dacă acest consum este în cantități moderate și mâncăm cu pătat, nu este o problemă. Însă prin prisma regimului acesta hipersodat, hiperproteic, hipercaloric, hiperlipidic, hiperglucidic, toate cu hiper, ne așteptăm să avem o decompensare a insuficiențelor cardiace. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că pacienții care sunt cunoscuți cu insuficiențe cardiace, cât de cât ținute în frâu, compensați, ne așteptăm să se decompenseze, să vină edemațiați, să vină disneici,
să se decompenseze tot felul de tulburări de rir și, nu în ultimul rând, și pusele hipertensive, pentru că pe un regim dezordonat se dereglează tot acest echilibru, mai rău uităm să luăm și medicamentele și atunci tot echilibrul nostru și toată balanța la care am muncit atâta timp se duce de râpă. Deci da, ne așteptăm să crească această categorie de decompensare a bolilor cardiovasculare și să avem o incidență crescută a prezentărilor pe camerele de gardă. Dar ce ar trebui să evităm de sărbători ca să nu ajungem să avem probleme? Păi, cum am spus, să mâncăm cumpătat. Nu spune nimeni că nu avem voie să mâncăm produse tradiționale. Acum, dacă mănânci de dimineață până seara numai grăsime, numai tocătură, numai dulciuri, atunci e clar că te vei decompensa. În general, trebuie să ne menținem regimul nostru echilibrat, să mâncăm moderat și ca și cantitate de sare, să nu mai adăugăm sare în mâncare, în farfurie vorbim. Cât de cât, dacă mănânci la masa de Crăciun, să spunem, nu înseamnă că trebuie să o ții de pe 25 până pe 10 ianuarie tot într-un fast culinar. Deci aici cred că trebuie lucrat la menținerea acestui echilibru până la urmă. Este important să vorbim, cred, despre sare, pentru că tot auzim îndemnuri să limităm consumul de sare, dar probabil că puțin dintre noi știm de ce sau cât de rău poate face sarea pentru hipertensiune, pentru inimă, pentru afecțiunile renale. Spuneți-ne de ce. Da, ați observat că nu am spus să evităm complet consumul de sare, da? Trebuie consumat în cantități moderate, pentru că nici eliminarea completă nu este benefică, se produc și acolo dezechilibre ionice. De ce nu consumăm, nu e recomandat consumul excesiv de sare? Pentru că prin această retenție salină crește volumul sanguin și secundar cresc valorile tensionale, care la fel pot duce la decompensări ale insuficiențelor cardiace, la accidente vasculare cerebrale prin puse, prin hipertensiuni cu valori foarte mari. Deci cred că un echilibru în tot ceea ce facem este important. Și vorbeați de hipertensiune, de afectare renală. Am precizat și mai devreme că și în cazul pacienților diabetici avem neuropatia diabetică. Cumva suntem 3-4 specialități care ne rudim și cumva medicația noastră este complementară. Vorbim de diabet, vorbim de neurologie, de afectarea neurologică, vorbim de afectarea cardiovasculară. Cumva suntem cam pe aceeași lungime de undă și unde avem prevenție, facem prevenție și pentru pacientul diabetic și la pacientul cu afectare neurologică și la pacientul cu afectare cardiovasculară. Am un mesaj de la un telespectator care vă întreabă dacă în Buzău vă poate găsi undeva. Da, mă poate găsi de 7 ani în Buzău. Marțea eu vin la Buzău la consultații. Bun. Pentru program puteți să ne dați detalii astfel încât mai am 2-3 mesaje, vor să vă ceară ajutorul. Probabil că le e greu să vină la Râmnic. Marțea după amiază, după ora 14, în general, în incinta farmaciei de pe Bulevardul Unirii, lângă Banca Transilvania. Bun. Vorbim despre factorii care ar trebui evitați, dar din păcate nu prea reușim să evităm. În primul rând, stresul. Stresul, spuneați, că are un impact mare asupra sănătății inimii. Cum acționează stresul astfel încât să apară bolile cardiovasculare? Da, stresul, cum am spus, îl avem de zi cu zi cu toții. Sigur că favorizează vasospasmul la nivelul tuturor teritoriilor cerebrale, vasculare, periferice. În contextul unui factor de stres major, putem suferi chiar evenimente coronariene acute, putem avea puse hipertensive, putem avea tulburări de rid, care nu sunt de neglijat și, într-adevăr, revin aici cu rugămintea dacă apar simptome noi care nu au apărut până la momentul acela sau se întâmplă ceva nou cu noi, în neregulă, să ne adresăm unei camere de gardă, unui medic care să ne poată face o evaluare pe prima, ulterior, să nu trecem cu vederea peste ceva ce ar putea să fie un infarct miocardic sau o tulburare de ritm, o fibrilație atrială, ce știu eu, diverse alte tulburări de ritm. Cred că e important momentul în care cerem ajutorul medicului, adică dacă nu amânăm,
putem să ne salvăm viața. Sigur, și este important și debutul și momentul de la debut la care noi ne prezentăm la medic. Este important și în cadrul infarctelor de miocard, pentru că pacienții noștri cu infarct beneficiază pe programul STEMI național de infarct de miocard în primele 12 ore de angioplastie cu stent per prima. Adică noi, dacă primim un pacient cu infarct de miocard în această fereastră, fie trombolizăm în funcție de debutul și dacă se încadrează, are indicații și nu avem contraindicație de tromboliză la nivelul nostru de râmnic sau Buzău, ulterior, acești pacienți fiind trimiși pe programul respectiv către spitalele terțiare, unde beneficiază pe acest program de această angioplastie, coronarografie și angioplastie cu stent gratuit pe acest program. De asemenea, și în cadrul accidentelor vasculare cerebrale, ischemice, există fereastra de tratament trombolitic dacă pacientul se încadrează în timpul prevăzut în protocolul colegilor de la neurologie. Deci este foarte important odată să te prezinți, pentru că ai văzut că ți s-a întâmplat ceva, și odată să te duci cât mai repede de debutul simptomului sau afecțiunii pe care ți-o descoperi la momentul respectiv. Pe lângă stres, avem o altă problemă majoră pe care îmi spuneați că o întâlniți la majoritatea pacienților, fumatul. Da? Cum acționează fumatul asupra inimii? Da, din păcate, fumatul apare, sau mă rog, tentația fumatului apare de la vârste cât mai fragede. Observăm liceeni, poate chiar și mai vârste mai mici, când nu aș pune pacienții, învățată cu pacienții, dar sunt deja, sunt doar niște copii care nu știu, sunt tentați de acest viciu. Fumatul favorizează hipoxia la nivelul celulei endoteliale și prin acest mecanism, prin leziunea peretelui vascular, se produc diverse evenimente ischemice, trombotice la nivelul vasului respectiv. Deci odată ar trebui să nu ne apucăm de fumat sau dacă nu am reușit măcar să încercăm să ne lăsăm și să ne menținem acest obicei de a nu mai fuma. Și este cazul și pacienților care au suferit un eveniment coronarian sau vascular cerebral, care reușesc și impun și reușesc, dar sunt și cealaltă parte, cealaltă categorie, care se lasă un an, doi și revin la viciul de dinainte. Dar, repet, fără o educație proprie, fără o voință proprie, nu vom reuși să facem niciodată nimic bun pentru noi. În cazul celor care sunt fumători de foarte mulți ani și decid să se lase de fumat brusc, daunele create în timp sunt reversibile sau nu? Se spune că poți să te numești nefumător dacă ai atâția ani de nefumat pe cât ai avut de fumat înainte. Deci, cred că aici v-am răspuns la întrebare. Dacă ai fumat 20 de ani și nu ai mai fumat un an, nu se cheamă că ești nefumător. Se cheamă că mai ai mult de muncă să nu revii la fumat. Nu, dar efectele benefice probabil se văd din momentul în care renunță Sigur, persoana respectivă. Sigur, efectele benefice se văd și dacă nu te, eu știu, te apleci în dulciuri, cum se întâmplă de obicei ceva, m-am lăsat de fumat și acum mănânc bomboane, mănânc dulciuri. Da, da, și atunci dăm în extrema cealaltă. Apare obezitatea, apare diabetul. Deci, din nou, echilibru. Echilibru la toate nivelele. Echilibru psihic, echilibru personal, echilibru pe toate planurile ar trebui. O altă problemă pe care, din păcate, o aud invocată tot mai des în ultima perioadă, în ultimii ani chiar, este aceea drogurilor. Sunt substanțe interzise pe care foarte mulți tineri, și nu numai, le consumă și în România. Care este impactul acestor substanțe asupra inimii? Pentru că știm că nu e doar asupra inimii, dar vă întreb pentru că sunteți medic cardiolog. Da, din păcate, și aici este o, nu știu cum să spun, o categorie sau este un viciu unde ar trebui să avem niște programe, nu neapărat de prevenție, cumva niște campanii la nivelul, inclusiv de la nivelul școlilor generale, pentru că de asemenea acolo avem o influență, poate că sunt copii și gradul lor de înțelegere este mai mic sau poate că sunt mai naivi. Și atunci trebuie cumva pornit cu educația de acolo și prezentate efectele sau cumva reacțiile adverse și ce poate să facă consumul acestor substanțe interzise. Da, clar, la nivel coronarian se pot produce evenimente
cardiovasculare până la infarcte de miocard. Și n-am avut recent, dar mi-amintesc de mult de un caz când eram de gardă și o tânără de 20 și ceva de ani cu tablou clinic de infarct de miocard, într-adevăr trimisă pe program de coronarografie, coronare permeabile, clar că aspectul și simptomatologia era pe consumul de substanțe interzise pe care le și recunoscuse de altfel. Dar da, din păcate, viciile și aceste tendințe sunt și ispitele, aș putea numi, mai ales pentru tineri, pentru copiii noștri, până la urmă. Cu toții avem copii și încercăm să-i ferim de aceste vicii sau influențe negative din societatea în care trăim, pentru că nu-i putem ține într-un glob de sticlă, este clar, dar putem să le explicăm, dincolo de ce le explicăm noi acasă. Cred că aceste programe la nivel de școală, la nivel de oraș, la nivel de minister, ar putea fi cumva promovate și să încercăm să evităm pe cât putem. De ce credeți că în România avem mult mai multe cazuri de persoane care dezvoltă probleme cardiace față de celelalte țări din Uniunea Europeană? Cum am spus, cred că cel mai important este, sau cea mai importantă este această lipsă a prevenției, a programelor de prevenție, a programelor de conștientizare și a educației în sine a noastră ca popor. Pentru că dacă mergeți în Franța, o să vedeți că acolo un prânz sau o cină nu arată ca la noi, cu farfuria plină. Arată cu puțină brânzică, puțină carne de știu eu ce, dar cantitățile foarte mici. La fel, dulciurelele sunt așa aici colo. Chiar dacă e un dulce de calitate, dar cantitatea este cu mult mai mică. Deci cred că totul pleacă de la nivel de educație, de la nivel de educație sanitară, nu neapărat educația mea sau dumneavoastră, adică strict țintit, educație sanitară la nivel de popor, la nivel de societate. Se fac demersuri și se lucrează foarte mult și la nivelul societății noastre de cardiologie, care este o societate foarte activă, colaborare și cu societatea europeană, evident, dar cred că noi, ca și popor, mai avem foarte mult de muncă. Ce credeți că ar fi ideal să se întâmple în România în următorii ani? Care ar fi programele prin care oamenii să conștientizeze, să fie educați, astfel încât să scadă numărul cazurilor și în țara noastră? Cred că promovarea acestor programe naționale pe toate planurile, nu neapărat pentru afecțiunile cardiovasculare, tot felul de programe de screening. Gratuite, nu? Gratuite, evident, pentru că, din păcate, suntem și un popor nu foarte bogat și oamenii care ni se adresează nu întotdeauna sunt din medii sociale cu venituri foarte bune. Adică și pentru un pensionar să meargă să-și facă o investigație care costă câteva milioane bune, cred că este un efort. Din fericire, mulți și foarte mulți dintre ei au și familii care îi susțin și știți cum e, când e cineva bolnav, sare toată familia să-l ajute. Cu toții facem la fel. Însă, la nivel de populație, de țară, de națiune, cred că aceste programe sunt foarte binevenite. Program, eu știu, de, cum spuneați mai devreme, de cancer de sân, de diverse cancere de colon, de digestive. Deci, pentru la că, nivelul, din păcate, nu avem astfel de programe, sigur, în România. Există, dar poate că nu întotdeauna există fonduri suficiente alocate. Și atunci ești limitat de anumite fonduri, poți să faci diverse investigații, dar în limita anumitor fonduri, peste care pacientul după aceea trebuie să plătească. Sigur, pentru sănătate omul face orice și cu toții am face orice pentru sănătate, dar cred că aici ar fi un succes. Dar revenim la politica de sănătate publică, politică ce nu ține neapărat de noi și ține de minister, ține de alți factori de decizie, dar pacienții au de suferit. Eu vă mulțumesc tare mult pentru că ați venit astăzi și sper să ne revedem curând. Aș vrea să vorbim și înainte de sărbători, pentru că poate repetând așa informațiile pe care ni le oferiți, înțeleg mai mulți oameni că sănătatea e cea mai de preț și doar noi putem să avem grijă de sănătatea noastră, nimeni altcineva. Poate înțelegem și că ar trebui să mergem periodic la medic pentru a preveni, nu pentru a trata sau în momentul în care e prea târziu. Da, vă mulțumesc pentru invitație. Sperăm să nu stresăm pacienții înainte de sărbători, să le urăm și sărbători liniștite. Vă mulțumesc tare mult, spor la treabă în continuare, să ne revedem cu bine. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Seară liniștită, la revedere!